Direcția județeană de tinere și sport Gorj a fost condusă până în urmă cu o săptămână de Horațiu Gorun și Robert Doicaru, însă cel din urmă a fost demis întrucât postul pe care îl ocupa s-a desființat. La concursul pentru șefia instituției care a avut loc ieri s-a prezentat doar Horațiu Gorun. Un concurs serios și de ce să nu fim chiar interesat. Deși susține că a fost un examen greu, candidatul Horațiu Gorun a obținut un punctaj care îi permite să conducă în continuare instituția. Ce punctaj ați obținut? Am obținut punctaj peste 50, peste 85 de puncte. Horațiu Gorun a mai condus Direcția Județeană de Tineret și Sport în trecut, înainte de a deveni subprefectul județului Gorj.